Bună dimineața și bun găsit! Ne aflăm la Praga la lansarea telefonului Renault 7 Lite 5G, telefon care, conform statisticilor, acoperă toate nevoile utilizatorilor actuali, de la design la baterie până la cameră. Alături de mine se află Ciprian Mirea. Bună dimineața, Ciprian, și felicitări pentru prezentare! Bună dimineața și mă bucur că ați reușit să ajungeți la Praga la lansarea produsului nostru. Produsul pare că acoperă cam toate nevoile utilizatorilor, așa cum am spus și mai devreme. Are foarte multe îmbunătățiri. Spune-mi tu mai multe. Da, să știi, pe noi ne interesează foarte tare ce nevoi au utilizatorii noștri și atunci ne-am concentrat atenția pe trei zone mari. Partea asta de design, care este din ce în ce mai importantă, toată lumea vrea să aibă un telefon frumos, să-l poată scoate cu mândrie din buzunar. Zona de camere foto și, evident, performanța telefonului în ansamblu, de la baterie, la memorie RAM, la procesor, cum se mișcă el zilnic, faptul că timp de 3 ani de zile nu o să sacadeze, nu se va bloca și asta o garantează niște organisme internaționale de certificare. Bun, un prim punct bifat este duritatea materialului. Este mult mai dur acum. Este mult mai dur și este diferit făcut față de generațiile anterioare. Practic, spatele, pe lângă faptul că arată foarte bine, vezi, are tot felul de reflexii, este și foarte rezistent. Nu se zgârie, nu prinde amprente, nu ești nevoită să-i pui o husă și să-l protejezi în felul ăsta, pentru că spatele va rezista oricărui impact, oricărui zgârieturi de genul ăsta. Perfect, vorbeam de design și aș vrea să mergem în partea aceea, să vedem mai multe modele și mai multe fețe ale produsului, nu? Da. Aici, în partea asta, avem fratele mai mare al lui Renault 7 Lite, este vorba de Renault 7 5G, care este disponibil în două variante de culoare, în varianta albastră sau tot cu un spate de tip Oppo Glow și a doua variantă a telefonului Renault 7, de data asta sub forma unui Renault 7 4G cu un design similar cu Lite-ul, cu același tip de colțuri rotunjite. Avantajul este că telefonul ăsta are o cameră microscop pe spate și dacă vrei să vezi cum arată o frunză sub microscop, poți face asta direct cu telefonul, nu trebuie să te mai duci la un laborator. Bun, mergem mai departe cu bateria. Durata de viață a bateriei, mi-a plăcut mai devreme că ai spus că în doar 5 minute se poate încărca în așa fel încât să vorbești la telefon timp de 3 ore, în doar 5 minute. Da, durata de viață a bateriei este influențată pe o dată de capacitatea bateriei, dar și de sistemul care gestionează bateria. Și noi avem un sistem integrat ce controlează cât de repede se încarcă, cum este utilizată. Tocmai de asta, având o încărcare foarte rapidă, tehnologia noastră SuperVOOC îți permite să încarci telefonul, cum ai spus tu, pentru 5 minute și să vorbești timp de 3 ore la telefon. Sau, dacă vrei să-l încarci și complet, poți face asta în doar 31 de minute și atunci telefonul va rezista cu ușurință cel puțin o zi întreagă. Mergem mai departe cu selfie-urile, care au opțiuni noi, nu? Da. Funcționalități noi. Funcționalități. Selfie-urile sunt legate foarte mult de camera principală, în special din punct de vedere al tehnologiilor pe care le-am preluat de pe camera principală și le-am dus pe camera de selfie. Pentru că am văzut asta, mulți folosesc din ce în ce mai des camera de selfie și am integrat tehnologii precum Live HDR, care îți permite să faci poze de tip selfie chiar și când ai lumină în spate. Și știm asta, că în trecut era greu să surprinzi un selfie cu lumină în spate, nu vedeai mai nimic, spatele era complet alb. În situația asta nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Ai toate detaliile atât din fundal cât și detaliile de pe tine. Bun, Ciprian, am bifat design, am bifat baterie, am bifat cameră. Spune-mi tu ce ar trebui să mai bifăm astăzi. Știi ce mi se pare mișto la modelul ăsta? În zona asta a camerelor, ai o tehnologie care se numește Dual Orbit Lights. Și dacă ți-aduci aminte de LED-ul de notificări de acum mulți ani, am integrat în aceste camere niște inele luminoase ce se aprind atunci când tu primești notificări, când iese la încărcat sau când te joci un joc. Astfel, nu e nevoie să te uiți mereu la telefon să vezi dacă ai primit un mesaj, pentru că îți vor pârpâi aceste LED-uri foarte luminoase. Foarte important de menționat, chiar de luna aceasta românii vor putea cumpăra telefonul acesta. Da, începând cu luna aprilie, este disponibil la vânzare la toți partenerii autorizați din România.